Because some things are just worth fighting for. Salutări, oameni buni, Warbringer. Warbringer aici, mă întorc cu noi casturi de StarCraft 2. Știu. It's been a long while. I know. Când am timp, fac. Când am timp, nu fac. Fac alții. Gen Rex sau Digital Ways, pe care îl felicit pe această cale pentru inițiativa luată cu acele tips and tricks. Mai este și domnul Shaitan, care din păcate mai are și teze. Așa că, cum zic, ne împărțim, facem cum putem ca să fie bine pentru voi cei care ne urmăriți de aproape 3 ani. Într-adevăr, 3 ani. Bun, primul match din cadrul acestei serii de StarCraft 2 games este între Quantic Hun și Liquitasia. Harta este Star Station, TVZ, ăsta îmi place mie. Match-up-ul ăsta îmi place foarte, foarte mult. Nu neapărat că joc Terran sau Zerg, mai nou joc și Zerg sau și Protoss, nu-i stres. Vreau să învăț jocul cât mai bine și vă recomand și vă să faceți același lucru, să vedeți exact cum se comportă rasele, când sunt vulnerabile, și atunci aveți un game insight mult mai bun decât dacă jucați cu o singură rasă, că aia îmi place mie. Așa am făcut și eu la început, trebuie să recunosc, și eram ceva de genul Terran rules, man, nu mă interesează restul raselor, am făcut un mai rat, so... Vă recomand să jucați cu Zerg, Protoss și Terran, dar să lăsăm sfaturile astea probabil pentru o sesiune de live streaming atunci când o să fie un concurs. By the way, mâine o să fie, mâine însemnând duminică, o să fie acel Battle of the Clans, parcă, dacă am reținut eu bine numele. Și acolo se aveți pe Adila, pe Digital Ways, comentând nu știu câte meciuri sunt, 8 jucători, 16 meciuri, ceva de genul ăsta, dacă nu mai multe. Deci tune in, începe la ora 11 pe stream-ul lui Adila, o să fie și pe site-ul StarCraft 2 Vidcast. So, toți cei care sunteți interesați, nu veți pierde absolut nimic. Bun, ne întoarcem la meci, unde Liquitasia deschide cu Reapers, pe când domnul Hun a mers edge first, după care spawning pool, avem și gaz, se minează la greu aici din acest extractor. În curând o să apară și Queen-ul și să vedem ce micro va avea domnul Teja la acești Reaper. Continuă să producă, ăsta este primul mare, unu și atât, deci vor fi doi Reaper pe hartă, însă Queen-ul, două Queen-uri sunt deja în producție și o să încerc să urmăresc cât mai bine acest Reaper, să vedem câte kill-uri o să facă. Foarte frumos Hun, în ultima secundă bag acolo drona care, oh, excelent, Sporecrawler, nicio dronă omorâtă până acum de către Teja. Lingii sunt și ei prezenți pe hartă, în curând și queen-urile, au ieșit și queen-urile și Reaper-i ăștia a lui Teja nu au făcut absolut nimic. Foarte frumos jucat de către Hun aici. În tot acest timp Teja se extinde, pune presiune ca la carte, joacă băiatul ăsta, pun presiune, mă extind în spatele acelei presiuni. Overlordul ăsta o să vină și o să vadă că, well, ai pornit cu Reaper, aia înseamnă că n-ai mărini, așa că am un timing window destul de scurt în care poți să-ți intru în bază și să văd exact ce faci, să vedem dacă va apuca să observe acest Fast Third Command Center. Și cred că da, pentru că Teja zice, I don't give a shit, n-o să pompez mărini ca să-ți opresc acest scouting, pun un tech lab, mă bag pe helioane. Și tot o să fie ok. Să vedem reacția lui Hun când o să observe acest Third Command Center. O căruță de lingi, sau mai bine zis 8 lingi. Nu e chiar o căruță, dar sunt destui. Și să vedem ce va încerca să facă cu acești lingi. Să nu uităm că sunt două helioane pe hartă, mai sunt încă două în producție. Și Teja momentan vrea să distrugă decorul de pe Star Station. Ce nu-i place lui la aceste plates? Nici mie nu-mi plac. Iar reacția lui Hun este să-și ia și el third-ul. O decizie bună.
putea de aici să meargă pe două baze, un all-in, ceva de genul ăsta, sau two base mutas. Însă au hotărât să-și ia third-ul. Îmi plac oamenii ăștia care zic I can go. Da, am zis că mai vorbesc în engleză. Pot să mă duc la un macro game. Și prinde și aceste helioane. Frumoasă poziție acolo, însă sunt prea mulți lingi, însă cu apariția acestor rentări terane, lingii ăia sunt căsăpiți fără milă. Iar Hyun spune, ok man, e timpul pentru niște roaches, 8 roaches pe bara de producție acum pentru Quantic Hyun, în timp ce Teja se îndreaptă fast and furious înspre third-ul lui Hyun. Aflu că este acolo, însă unitățile astea nu o să poată să facă mare cât pe aici să distrugă acea larvă. Imediat e morfată într-o dronă. Excelent joacă Hyun până acum. Dacă ne uităm la unități pierdute, 0 pentru Zerg, și asta e mare, mare lucru, mai ales că e vorba de Teja. Iar elioanele astea vor încerca să găsească o portiță pe unde să poată să intre în bazele Zergului și să facă mai mult damage. Între timp ce se întâmplă, avem wall-ul complet, double engineering base, se va merge bio cu aceste Widow Mines pentru Terran, pe când domnul Quantic Hyun va trebui să se apere, mai face 14 zerglings pe bara de producție și niște Bailings. Tot acest timp, elioanele astea au reușit să facă snipe la un queen. Hai să vedem ce o să iasă cu acești Bailings. Wall-ul cade. O detonare acolo la mine, însă n-a fost destul. Și Hyun nimicește aici linia de minerale. Se intră și în main-ul lui Teja. Excelent jucat de către Zerg. Elioanele vin și ele, însă sunt acești roaches. Să vedem câți lucrători a pierdut teranul. 21, o linie întreagă de minerale pierdută acolo de către Teja. Și mai pierde, obligat să tragă aceste SCV-uri de pe linia de minerale din main pentru a putea să împing acești lingi. Mina asta not gonna happen. Detonări destul de aiuri acolo ale celor mine. Și în continuare flood de zărbingi în baza lui Teja. Într-un final o mină detonează, sau se detonează, ok. Și Hyun continuă asaltul ăsta. Teja, 35 de lucrători pierduți. Meciul ăsta este cam gata. Într-adevăr, sunt 3 command centere. Asta înseamnă triple mules, însă nu știu ce să zic. Foarte frumos să jucat de către Hyun. Într-o seară mă uitam pe stream-ul lui și spunea că build-ul cu care câștigi foarte, foarte ușor versus niște teran greedy este acest Roach Baneling Bust. Mai ales versus un teran care a mers 3 command centers și un 3 CC foarte, foarte early. Iar acum Hyun, dacă ne uităm la unități, are 52 de drone la 19 CV-uri, sunt 4 miuli, e adevărat, dar... Și în spatele acestei chestii Hyun poate să continue să mai bage niște drone acolo, pentru că a făcut atât de mult damage. Și după cum ne vedeți, Teja trebuie să-și refacă numărul de lucrători, câte 3 odată produce de pe fiecare command center. Iar Hyun se află într-un comfort zone din ăla în care, man, I can take the whole map. Pot să iau toată harta și teranul probabil când o să ajungă să-și refacă economia, probabil creep spread-ul meu să fie pe aici. Însă Teja spune, man, mi-ai făcut atât de mult, m-ai făcut atât de multe pagube, o să încerc să realizez ceva cu puținele trupe pe care le am. Și chestia asta o face pentru că are 2 medivecuri și poate să salveze 90% din trupele astea cu care este pe hartă. Altcumva, fără acele medivecuri, teranul ar fi fost ceva de genul, o să campez, pun și un de un grătar acolo la mine în fața celei de-a treia baze și Dumnezeu cu mila, cine știe ce o să se întâmple.
Însă cu aceste medivecuri va încerca un drop, însă Hyun pe fază. Există și acest script spread care anunță zergul că există tentativa acestui drop. Să vedem angajamentul ăsta. Lingi, lead the way. Și după ne spuneam, medivecurile astea ridică ceea ce pot și le vor... frumos aici în spate, linie de minerale de la third-ul zergului. Banishii sunt în spate, nu o poziție foarte bună pentru acei banishi care trebuie să fie în față tot timpul pentru a putea să facă pagube cât mai mari. Vedem dropul ăsta, un Helion, un Marin și un Marauder acolo. Și încearcă să facă Tejai să câștige timp, să câștige timp pentru a putea să pompeze destule trupe, să-și facă economia și basically să intre într-o, să spunem așa, poziție cum numai Terranul poate să aibă, aproape unbreakable, fără unități de genul Broodlords, unități de tier 3, poate și niște Mutas din partea lui Hyun, însă este prea târziu pentru Mutas. Avem deja Spire acolo, însă va veni pentru acei Broodlords și Vipers, cred, dacă mi-aduc bine aminte. Iar Teja continuă cu producția de tankuri, SCV-uri, Marines, o poziție foarte frumoasă aici acestui Siege Tank, însă Hyun 152 supply la 113. Pardon, avem aici un drop. Queen-ul băgat burrowed. Și o să încerce Teja cât mai mult să-l oblige pe Hyun să se întoarcă și să apere, însă Hyun spune, you know what, I'm sick of this. Hai să vedem ce poți să faci. Iar pe lingii ăștia, targetul lor este linia de minerale, însă o poziție foarte frumoasă aici pentru Teja. Împinge trupele zergului, iar aici în main-ul lui Hyun a căzut un Queen, din câte pot să-mi dau seama. Și restul clădirilor de tech se află în naturală. Baneling Nest-ul, Roach Warren, Spire, toate sunt acolo. Trupele astea care au făcut ceva pagube în baza zergului, poziționate la CSL Naga, medivecul ăsta nu mai are energie absolut deloc și a care o are imediat o consumă. Acum Hyun o să spună, I've got Mutas, man! Și voi ne vedeți, Mutas on the way. M-am înșelat, probabil că la un moment dat o să apară și acele unități de tier 3. Mi-ar place să văd niște Vipers să tragă acele siege tank-uri care au o poziție extraordinară aici pentru Liquid Teja. Avem unul și de minerale foarte, foarte ok pentru Teja, chiar dacă a suferit pierderi de 37 de lucrători. Continuă să joace. Hyun, și acea de-a patra bază, ambele gaze, sau se minează din ambele gaze de la această de-a patra bază. Teja află de acest lucru și să vedem ce va alege să facă. Va încerca să se mai extinde la un fourth sau va pompa tot ce poate de pe 3 baze sau de pe economia care oferă 3 baze și va încerca să câștige meciul cu acea economie. Zergul, după bine știți, tot timpul cu o bază peste oponent pentru a putea să-și permită schimburi cât mai multe. Schimburile zergului nu sunt foarte cost-effective, țineți minte acest lucru, se prea poate să pierzi o armată întreagă. Însă ideea e că dacă ai economie poți să le faci instantaneu și chiar dacă trupele terane beneficiază de medivecuri și mai departe, un nou val venit din partea zergului va putea să oblitereze ceea ce a mai rămas din armata terană sau protoseană sau cum vreți voi să îi spuneți. Mutele intră în naturala lui Teja, marinii sunt la poziție, nu știu ce să zic de decizia asta, iar și avem un drop. Nu știu ce zic de decizia cu Mute, sincer, pentru că, cum am spus, destul de târziu există Widow Mines pe câmp de luptă, Teja se poate apăra foarte, foarte ușor, iar Hyun este maxed, Teja și el în spate, 180 supply, extraordinar băiatul ăsta. Avem și Drilling Claws pentru aceste Widow Mines, aia înseamnă că se vor băga sau îngropa în pământ aproape instantaneu. În comună de marine aici un guerrilla un guerrilla force pentru Teja, care va încerca să atragă zergul să apere și atunci să-i permită lui Teja să iasă pe hartă. Poziția terană, după bine vedeți, este una pur defensivă în acest moment.
singurele trupe terane care sunt pe artă sunt bețași ăștia și ăștia de aici, da? Deci se lucrează pe flancuri pentru Teja. Multele astea vor încerca să prindă acel medivec și cred că vor putea să o facă exact. Însă să nu uităm de băiețași ăștia. Și în tot acest timp, mișcări de trupe, sau mai zis de Marines. Foarte frumos, Hune aici blochează aterizarea acelui command center. Însă noi ne uităm în această zonă unde niște Banish reușesc să împingă trupele terane. Și un alt atac din partea lui Hune pe flank reușește să distrugă încă două SCV-uri. Atât, o reacție foarte bună din partea lui Teja și-a retras imediat acele SCV-uri. Acel Overlord omorâ cură de către băiețași ăștia. Iar aici iarăși prins dropul de pe flancul ăsta drept. Deci un he's good man, he's going for it. Avem 3-3 pentru teran ajuns la jumătate. Hai să vedem cum se vor desurca acești lingi. Mai prinde acolo niște mărini. Mamă doamne, mamă doamne. Însă în tot acest timp Deja iese și el pe hartă, 193 supply la 167, 168 acum. Lucrători pierduți 45-3. Și acest force, cea de-a patra bază, va cădea pentru că DPS-ul acestor mărini cu 2-2 este îngrozitor. Și Hune pierde cea de-a patra bază. Mai are una aici, asta este bine. Încearcă să salveze dronele care au barrow. Însă va dori să le îngroape dacă e. După ce acești mărini pleacă să nu vadă acest lucru și Hune le întoarce prea repede, prea repede le întoarce. Vin niște Banish acolo, să nu uitați că pe bara de producție se morfau niște motherfucking ultralisks. Holy shit, cât sunt aici, 12 ultraliști, iar Teja spune ok, destul pentru mine. E timpul să plec, e timpul să plec, nu vreau să mă lupt cu voi băieți. 3 medivecuri pline de mărini. Sau aproape pline. Iar Hune pleacă la atac în timp ce aceste medivecuri își descarcă încărcătura și vor face snipe la cea. Oh, și mai avem un drop și aici. Deci Teja încearcă să-l demonteze încet și sigur pe Zerg. Însă Hune spune am acești 12 ultraliști, o să încerc să fac ceva cu ei. Poziție superbă la acel siege tank și la mărini ăștia. Excelent joacă aici Teja. Să nu uităm și de faptul că trupele astea în continuare își fac treaba. O căruță de linge au ieșit acum de acolo. Până la urmă acești ultraliști reușesc să urce pe rampa lui Teja și siege tank-ul ăsta o să cadă. Foarte frumos match. Însă să nu uităm de mărinii ăștia care încă nu au fost checked. 2-2 pe lingi, însă medivecurile și mărinii continuă să rămână în viață între timp în baza lui Teja. Acești ultraliști rad tot cu acele Kaiser Blades, nimic nu le stă în cale. Sau poate niște mărini foarte curajoși, însă care cad aproape instantaneu. Și în continuare aceste dropuri, acele 3 medivecuri continuă să facă prăpăd aici în teritoriul Zergului. Pardon, 106, 105 supply la 37. Să vedem cu ce va reuși să-i prindă într-un final cu BNG. Reușește Hune să distrugă trupele terane care au distrus o bază. Ce? Erau două hatcheries aici, încă una aici și încă una de aici. Da, deci cât de cost efectiv a fost acel drop cu cele 3 medivecuri pline cu marines care într-un final au reușit să fie respinse, sau a reușit să fie respins acel drop. Planetary Fortress aici, însă nu va rămâne foarte mult timp. Și da, în curând vom vedea un GG din partea lui Teja pentru că economia lui este zero. Mare niște Widow Mines aici care se vor detona și vor distruge cei infested Terrans, free units, what the fuck. Și băiețași ăștia o să zică la revedere, drum bun. 5-4-3-2-1, cade acel command center. Iar Teja nu vrea să părăsească jocul tipic corean. Mai vrea să fac un drop și de-abia după aceea va da GG-ul. 26 supply la 99.
Mai are aici niște barracks, what the hell, man. Într-adevăr are 1560 de minerale, 2030 gaz, deci foarte multe resurse pentru teran, dar să fim serioși, cu acești speedlings pe hartă, e greu să-ți ascunzi alte baze și așa mai departe. Mai ales când vorbim de jucători care trăiesc din, sau they make a living din aceste concursuri și aceste meciuri. Da, am încercat aici tot felul de chestii. Cu ce vreau să rămâneți din acest meci este acel bust format din Roaches și Banings, mai ales dacă scautați un fast third command center pe ladder. Garantat, de cele mai multe ori veți primi GG-ul fix după ce veți reuși să spargeți și să radeți o linie de minerale. Mă îndoiesc că vor fi jucători care vor rămâne să joace ca și Teja, deci ăsta este un build din partea lui Quantic Yun care vă este recomandat și poate o să-l rog pe Digital Wave să-l facă în detaliu frumos tot pe acest replay să vă analizeze acest lucru. Ăsta a fost primul match pentru ziua de azi, mai am unul între Quantic Yun și Liquid Teja, până atunci însă vă mulțumesc că ați urmărit, toate cele bune, ciao, ciao!